Romel Mateș din municipiul Drobeta-Turnu-Severin are nevoie de ajutorul nostru. Acesta are nevoie de sânge deoarece suferă de o boală nemiloasă, mai exact tumoare gastrică și necesită opera de urgență. Cancerul gastric reprezintă tumori la nivelul stomacului care au originea la nivelul celulelor glanduale ale mucoasei gastrice secretorii. Localizarea cea mai frecventă a cancerului gastric este la nivelul juncțiunii gastroesofagiene. Romel Mateș din Drobeta Turnu Severin are nevoie de ajutorul nostru. Familia lansează un apel umanitar prin care oricine este interesat să ajute poate merge să doneze sânge deoarece acesta trebuie operat de urgență. Această boală nemiloasă îi absorbe fierul și nivelul de hemoglobină din sânge, apărând astfel și arteropatie vasculară periferică, adică picioarele se umflă, apare durerea și incapacitatea locomotorie. Așadar, toți cei care vor să-l ajute pe Romel trebuie să meargă la centrul de transfuzii sanguine din municipiul Drobeta-Turnu-Severin pentru a aduna sânge, specificând Mateș Romel, Spitalul Județean Drobeta-Turnu-Severin, secția chirurgie.